Bună și bine v-am regăsit! Astăzi am aici lângă mine o selecție de parfumuri minunate în culorile primăverii. Înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, să împărtășiți cu prietenii voștri dacă doriți, să comentați dacă simțiți nevoia, dacă nu știți voi, lăsați-mi acolo flori, emoticoane, inimioare, ce vreți voi. Trecem la parfumuri și vreau să vă spun că ideea acestui clip a plecat dintr-un comentariu pe care l-am primit. Este vorba despre un comentariu în care cineva îmi spunea să fac un video despre parfumuri și culorile la care acestea mă duc cu gândul, dar pentru că vreau să vorbesc despre parfumuri de primăvară, am zis să merg un pic mai departe și m-am lăsat inspirată de culorile primăverii, de alb, de roz. Cam la asta m-am gândit și de câteva peisaje din Japonia care sunt minunate. Știți că primăvara în Japonia explodează toți pomii și este minunat. Este frumos și la noi, doar că nu găsim la oaltă atâția pomi înfloriți. Este și la noi grădina japoneză și am înțeles că florile de cireș înfloresc la sfârșitul lunii mai. O să mă interesez pentru că vreau și eu să ajung să văd grădina japoneză din Herăstrău. Acolo mergem într-o călătorie imaginară în Japonia. O să vedeți că am luat câteva imagini superbe, câteva peisaje superbe, cu pomi înfloriți, cu muntele Fuji pe fundal. Mi-ar plăcea tare mult să merg în Japonia primăvara. Și cred că este cea mai frumoasă perioadă de vizitat Japonia, dar cu siguranță momentan este imposibil. În concluzie, m-am dus înspre mult roz și alb, așa cum vedeți și imaginile. La flori de cireș, la flori albe, am ales parfumuri care mă duc cu gândul la roz, care miros a roz, și la parfumuri proaspete, florale, cu flori albe, care mă duc cu gândul la alb și așa mai departe. Zic să nu mai lungesc acest intro, că oricum m-am lungit destul cu acesta, așa că haideți să începem cu parfumul. Începem cu parfumul pe care îl și port astăzi, un parfum ieftin și bun, cum îmi place mie să spun. Este vorba despre Eva Daniela Paradox. Este inspirat din Prada Paradox și bineînțeles că este valabil și pentru Prada Paradox, pe care l-am testat și chiar mi se pare mai frumos decât Paradox, bineînțeles, și prețul este altul. Se pare că Paradox este, cum să zic eu, baza la Prada Paradox, pentru că aici nu simt în deschidere izul acela fructat atât de juicy, mi se pare că e mai bogat cel original. Dar când se dezvoltă și Prada Paradox, miroase tot așa. În fine, seamănă foarte bine cu Prada Paradox, dar are un preț mult mai mic și este un parfum cu flori albe, cu o deschidere fructată și foarte plăcută. V-am zis, nu atât de bogată ca și Prada Paradox, dar e un parfum foarte frumos. Și avem și o bază cu ambră, mosc, avem vanilie, este și dulce și mi se pare că iese foarte bine în evidență neroli. Da, neroli îmi place foarte mult în această perioadă, nu știu ce-i cu mine. Bine, parfumul acesta mi-a plăcut întotdeauna, dar am observat că începe să mă încânte nota aceasta în parfumuri. Deci Paradox mi se pare foarte potrivit de purtat primăvara. Mă duce cu gândul la flori albe, este așa un neroli cărnos, cremos, bineînțeles că mai avem și alte flori albe, dar mi se pare că neroli iese mai mult în evidență și da, este un parfum ieftin și bun, care mi se pare foarte potrivit pentru o plimbare prin parc, e un parfum de zi cu zi foarte frumos. Mergem mai departe cu obsesia momentului, care este Orientica. Bellissimo Romantic, un parfum inspirat de Delina. El nu are rubarba alistată, dar este acolo, poate că nu este atât de evidentă ca în Delina. Nu mai știu, eu am testat oricum și am și purtat Delina, dar nu mai țin minte. Oricum acesta este bun din toate punctele de vedere.
persistă, este intens, este finuț, miroase a parfum scump și pot să zic că și este scump, dar nu este nici 10 milioane cât e de Lina. Îl găsiți pe undeva pe la 200 și ceva, 300, cam așa. Și din punctul meu de vedere își merită toți banii. Este bine. În general, parfumurile acestea de la Orientica mi se par foarte bine făcute. Și gama aceea cu sticlele acelea frumoase, cum se numește? Velvet? Nu, îmi scapă. Îmi scapă, dar mă uit imediat pentru că am aici o mostră. Velvet Gold se numește, acela mov, și acela mi se pare foarte bine făcut, foarte frumos. Și romantic, miroase a roz. I se potrivește foarte bine sticla, miroase a un buchet mare de bujor roz. Are și trandafir, dar mi se pare că cel mai evident este bujorul. Este dulce, este un pic de tot verde. Poate că are, de fapt, se simte și un pic de iz fructat, un pic de rubarbă, e ceva acolo. Dar este foarte frumos și pe el îl văd așa mai potrivit la o ținută ceva mai fancy, la o plimbare ceva mai fancy, în centrul unui oraș cu terase, într-o vacanță. Da, mi-e dor de o vacanță, sincer. Este foarte frumos parfumul acesta. Foarte, foarte frumos și foarte potrivit primăvara. Și de ce nu la o plimbare prin Japonia? Printre copacii aceia superbi. Trecem la următorul parfum pe care urmează să-l port. Încă nu l-am purtat, nu l-am mai purtat de mult timp, dar este un parfum care îmi place foarte mult. Acest parfum Princesistic Gran Ballo de la Casa Morati. Miroase a roz, miroase a flori, a miere și a caramel. Este pudrat, este girly, este tineresc și foarte vesel și mi se pare foarte potrivit de purtat primăvara pentru că nu este foarte dulce. E minunat parfumul acesta și mi se pare că se potrivește foarte bine cu tema pe care am ales-o eu astăzi. E minunat parfumul acesta. Următorul parfum este unul super, super lejer și foarte fresh, foarte plăcut. Este vorba despre Chloe, by Chloe, un parfum cu trandafir, un trandafir tânăr și proaspăt, cu bujor, un parfum simplu, fresh și foarte plăcut. Mi se pare potrivit de purtat primăvara și vara, este un parfum feminin, este un parfum simplu, dar foarte plăcut. Și îmi place foarte mult combinația florală din acest. Dacă sunteți în căutarea unui parfum proaspăt, apos, floral, cu trandafir tânăr și cu bujor, încercați Chloe pentru că este un parfum feminin, un parfum simplu și proaspăt, perfect de zi cu zi, perfect pentru primăvară și vară. Următorul parfum mi se pare cel mai potrivit din această selecție, din toate punctele de vedere. Și ca miros, mă duce cu gândul la roz, și ca aspect, și ca denumire. Este vorba despre Sakura de la My Geisha. Dacă acum aș pleca într-o călătorie în Japonia, cu siguranță ar fi în bagajul meu. Este exploziv parfumul acesta, are și floare de cireș în compoziție, să știți că anul trecut nu prea o detectam eu. Cumva ieșea mai mult în evidență partea fructată, pentru că el are și o parte fructată, are și o parte florală, are și patchouli și musc. Mie mi se pare așa că se duce în zona asta orientală. Un parfum vesel, puternic, țipător. Și foarte potrivit pentru primăvară, mi se pare un parfum de vacanță, un parfum care te duce cu gândul la o vacanță, la o vacanță din asta cu fetele, la o petrecere cu fetele. Este un parfum foarte frumos, foarte potrivit acum, foarte potrivit cu peisajele acelea superbe la care... pe care aș vrea să le văd în direct, nu doar în poze. Și da, e
mi se pare cel mai potrivit din această selecție, Sakura. E minunat. Testați-l dacă aveți ocazia, pentru că s-ar putea să vă placă. Este și dulce. Da. Mergem mai departe cu un parfum floral de această dată, cu multe flori albe, cu multe tuberoze și proaspăt un pic verde. Este vorba despre Gucci Bloom, un parfum pe care eu îl port destul de rar. Este un parfum cu iasomie, tuberoză și rangun creeper, tot așa niște flori. Nu știu ce să zic despre ele, prea multe lucruri. Cert este că e mult prea floral pentru mine, de aceea îl și port rar. Ați văzut că îmi plac parfumurile cu flori, dar să aibă și ceva ambră, să aibă și ceva vanilie dacă se poate și niște fructe în deschidere. Ei bine, acesta este un buchet de flori albe. Mi se pare potrivit doar primăvara, chiar și vara, dar primăvara îl văd cel mai potrivit pentru că este un buchet de flori și acum înfloresc toate florile din lume și sunt minunate. Și da, primăvara îl port și eu din când în când. Nu pot să zic că este preferatul meu. Prefer mai degrabă, cum se numește, Gucci Bloom Nettare di Fiori. Cred că așa se numește. Pentru că acela este un pic mai mieros, așa. Este ca un buchet de flori mieros. Mă duce cumva cu gândul și la flori de tei, dar l-am ales pe acesta pentru că am vrut un buchet de flori albe. Mă duce cu gândul și la Goa, la Casa Goa, la Alba, și acela este tot în direcția asta, doar că este ceva mai puternic și mai matur. Acesta este mai, nu știu, nu pot să zic că e matur, pot să zic că e versatil, că poate să-l poarte oricine, cine iubește parfumurile florale, bineînțeles. Dar știu că Nettare di Fiori este un parfum discontinuat, deși se mai găsește pe aici și pe acolo. Nu pot să spun că sunt preferatele mele, pentru că, v-am zis, iubesc parfumurile florale, dar nu atât de simple. Adică, nu știu, vreau niște compoziții mai bogate. Gucci Bloom este un floral. Dacă vă plac florile albe, dacă vă place tuberoza neapărat, dar este oricum o tuberoză chiar frumoasă și cred că rangul creeper acela este ceva mai verde pentru că are așa un iz verde proaspăt, e un floral proaspăt. Gucci Bloom mi se pare potrivit primăvara, mi se pare potrivit la o plimbare în natură, la o plimbare în parc, chiar este un parfum foarte frumos. Trecem la următorul parfum pe care vi-l recomand cu tot dragul. Este un parfum ieftin, nu este scump, este minunat. Dacă vă plac parfumurile cremoase, parfumurile care miros a alb cremos, a cremă de corp, a loțiune de corp, Mont Blanc Signature, e superb. Este un parfum cu o deschidere de clementină. Nu l-am mai purtat nici eu de mult, dar urmează să-l port. Îmi place foarte mult primăvara și vara. Oricum este un parfum versatil, un parfum care poate fi parfum semnătură, un parfum care a primit complimente și e destul de puternic. Avem magnolie, ilang ilang și bujor în mijloc. Eu nu pot să zic că îl simt roz, că simt ilang ilang sau bujor, poate mai mult magnolie, mă încep cu gândul tot așa la niște flori albe. Nu, e o combinație minunată. Este vanilat, este curat, dar curat cremos. E foarte frumos parfumul acesta pentru prețul pe care îl are, mi se pare atât de, nu știu, e parfumul ăla de zi cu zi care îți dă o stare bună, care te relaxează, care te umple așa de liniște și de bucurie, este liniștitor. Foarte frumos, foarte frumos. Vă mai povestesc despre el pentru că vreau să-l port și vreau să văd cum îl percep și anul acesta, pentru că l-am purtat mai mult anul trecut, tot așa în perioada ceva mai caldă. Deci cred că l-am avut cu mine la mare anul trecut. Mereu îl iau cu mine, nu știu, e
e clean. Clean, dar la modul cremos și dulce. Este și dulce în același timp. Să știți că pe mine parfumul acesta mă duce cu gândul la parfumurile ceva mai scumpe. Cum este Mask Therapy de la Initio, cum este Blanche Bet. Desigur, nu miroase la fel, dar este în aceeași zonă. Miroase a alb și este un parfum liniștitor, doar că acesta, na, este și mai ieftin. Poate că nu este făcut cum sunt acelea, nu este atât de complex. Dar mă bucur de acesta și, sinceră să fiu, nu aș da atâția bani pe Mask Therapy, de exemplu. Doar dacă l-aș găsi la un preț ceva mai bun sau să iau o parțială. O să vă povestesc despre Mask Therapy pentru că am un decant, am o mostră și o să vă povestesc despre el pentru că l-am testat, dar vreau să-l mai port pentru că l-am purtat o singură dată și vreau să mă lămuresc și cu el. Dar Mont Blanc Signature mă duce cu gândul la acele parfumuri, la Blanche Bet și la Mask Therapy. Și acesta este tot un parfum care te liniștește, dar te liniștește cu mai puțin bani, ca să zic așa. Dar miroase a alb, miroase a primăvară, miroase a vacanță, miroase a curat, miroase cremos. E minunat parfumul, chiar îmi place foarte mult. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este din nou unul foarte frumos, pufos, curat, cremos. Stai că eu caut acum o hârtie să mi-l mai amintesc pentru că nu l-am mai purtat, dar vreau să-l port. Este vorba despre Gritty Tutu. Dacă vă spuneam despre Montblanc Signature că este un parfum alb, este și pufos, este și cremos și curat. Acesta este și pufos, și cremos, și feminin, dar roz. Da, este un norișor roz, pufos, cu zmeură, cu mosc, este fructat, dar și pudrat totodată și mi se pare că miroase a primăvară și a toate, cum să zic eu, însumează tot ce înseamnă roz primăvara. Mi se pare potrivit și pentru vară, deci este atât de plăcut și el este tot în zona asta de parfum liniștitor, dar și prințesistic totodată și ceva mai colorat, mai vesel, fructat. Îl ador pe Gritty, îl ador. Vă las o imagine să vedeți la ce mă duce cu gândul, să vedeți peisajul pe care îl văd când miros parfumul acesta. Nu, deci este... Gata, am terminat și clipul, m-a cucerit și parfumul, cred că o să mă dau peste Pradox cu acesta. Fac un layering astăzi. Să știți că nu-mi place să fac layering, pentru că îmi place să înțeleg fiecare parfum în parte și să-l analizez. Dar fac o excepție și îl folosesc pe acesta astăzi, că de ce nu? Gata, am făcut o băiță în el și cu acest tutu vă las. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați că mă găsiți pe Instagram și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Puneți-mi și voi ce parfumuri ați luat cu voi în această călătorie imaginară în Japonia, după ce ați văzut toate imaginile pe care le-am pus să înțelegeți la ce m-am dus cu gândul, ce parfumuri ați purta sau ce parfumuri vă duc cu gândul acolo. Pentru perioada asta, parfumuri care mirosă alb, parfumuri care mirosă roz. Vă aștept cu mare drag în comentarii. Ne vedem în curând. V-am pupat. Pa, pa!